vreun care arată la fel de bine ca mine? Nu-ți place ce vezi? Știi vreun mag care arată la fel de bine ca mine? Bine ai venit în Riftul Invocatorului! Treizeci de secunde până la generarea minionilor. O lovitură de maestru! Prima victimă! Minionii au pornit la luptă! Atâția inamici, o singură lovitură. Atâția inamici, o singură lovitură. Ha!
lovitură de maestru. Ha! Prinde! Vino să mă prinzi! Echipa roșie a ucis dragonul. M-ai văzut? Much.
cel. Vino să mă prinzi! Un aliat e de neoprit. Echipa voastră a făcut un dublu asasinat. Trup și suflet. Vino să mă prinzi! De maestru. Echipa albastră a făcut un dublu asasinat. M-ai văzut? Atâția inamici, o singură lovitură. Invincibil! Atât de rapid. Polaritate inversată! Repede! Un aliat e de neoprit. A făcut un dublu asasinat. Echipa roșie a făcut un triplu asasinat.
îți amintesc de frag... O lovitură de maestru. Legendar! Albastră a făcut un dublu asasinat. Echipa roșie a ucis dragonul. M-ai văzut? Michel. Echipa albastră a făcut un dublu asasinat. Turnul echipei albastre a fost distrus. O lovitură de maestru. Turnul echipei roșii a fost distrus. Echipa roșie a făcut un dublu asasinat. În frâng. Cu viteza lui. Hai încoace! Iar e de neoprit. O singură lovitură. Lovitură de maestru.
Înfrânt. Turnul echipei albastre a fost distrus. Atâția inamici, o singură lovitură. M-ai văzut? Eu știu cum e să te calzi. Vei afla și tu. Echipa albastră a făcut un dublu asasinat. Echipa roșie l-a ucis pe baronul Nashor.
Trezește! O singură lucrură. Libertate! Ha! Ha! Înfrânt. Să-ți amintesc cât de fragilă e viața? Ne pasă! M-ai văzut?
ochii pe albastră se va regenera în curând. Exterminați! Atâția inamici, o singură lovitură. Echipei roșii a fost distrus. Cu viteza gândului. Imediat domină. O lovitură de maestru. Invincibil. Turnul echipei roșii a fost distrus. Turnul echipei roșii a fost distrus. Turnul echipei roșii a fost distrus. Atâția inamici, o singură lovitură. Lovitură de maestru.
Inhibitorul echipei albastre a fost distrus. Atâția inamici, o singură lovitură. Inhibitorul echipei roșii a fost distrus. Echipa albastră a făcut un dublu asasinat. Inhibitorul echipei roșii a fost distrus. Place ce vezi? A fost distrus. Repede! Încă o dată! O lovitură de maestru. Inhibitorul trebuie să va regenera curând. M-ai văzut?
arată la fel de bine ca mine? Inhibitorul echipei roșii se va regenera în curând. Turnul echipei roșii a fost distrus. Inhibitorul echipei roșii se va regenera în curând. Atâția inamici, o singură lovitură. Dublu asasinat. Exterminați. Atâția inamici, o singură lovitură. Inhibitorul echipei roșii a fost distrus. Echipa albastră a ucis
Turnul echipei albastre a fost distrus. Inhibitorul echipei albastre a fost distrus. O lovitură de maestru. Inhibitorul echipei roșii se va regenera în curând. Turnul echipei albastre a fost distrus. Ha! Ha!
Ură de maestru. Atâția inamici, o singură lovitură. Echipa albastră a făcut un quadra asasinat. Inhibitorul echipei roșii a fost distrus. Un invocator s-a deconectat. Ce v-am arătat aici a fost meciul meu cu Mastery, unde am făcut Mastery 7 pentru că am luat test plus pe el. Am 415 farm, am avut 50 de kill-uri, 10 def-uri și 17 assist-uri și full build și mai multe nebunii. Și asta cred că a fost cel mai bun meci pe care l-am dat eu până acum ever. Nu neapărat cu Mastery, dar cu orice campion. 50 de kill-uri nu cred că am mai avut în viața mea, dar m-au ajutat și prietenii mei, Bogdan, Mihai, Tachizawa, Gabi. Și așa mi-am făcut și S-ul, că mai aveam nevoie de două S-uri. Mi-am luat un S în alt meci, dar nu mai știu care. Și mai aveam nevoie de unul singur și l-am făcut la draft. Și mi-am făcut Mastery 7. Ce mai vreau să vă arăt aici la meci? Câteva chestii de genul ăsta, dacă mă interesează, dar nu prea știu ce înseamnă, statisticile astea. Aici am dat cel mai mult damage, am dat aproape 100k damage și Ashe a dat foarte mult damage, a dat 90k, foarte, foarte mult. Și runele, bla, bla, bla. Și dacă nu uităm aici la generalități, vedeți că am Mastery 7, pe Mastery 130.000 de puncte, scor maxim S plus la meciul trecut pe care vi l-am arătat în această filmare și am luat ceva Eternal care nu mai știu ce face. În fine, era să pierd meciul ăsta, dacă mai dădeam multe meciuri îl pierdeam și vedeți că era exact ultimul meci acolo la mine pe tabelă și am mai pierdut un meci foarte bun cu Mastery și cu Xin Zhao tot așa, de-am avut 20, 30 sau 30 și ceva de kill-uri pe care am zis că tot o să le filmez sau ceva de genul și n-am filmat niciunul, dar uite că măcar să-l filmez pe ăsta, că ăsta chiar a fost cel mai bun match ever și nu știu dacă o să mai pup eu match așa de bun vreodată. Campion. Și acum mai vreau să fac Mastery 6 pe Xin Zhao. Am nevoie de două minus S-uri. Am luat un minus S acum ceva timp și mai am nevoie de încă un S minus ca să fac Mastery 6. Și după vedem ce mai facem și pe acolo. Și am luat și skin-ul ăsta Psyops. În fine,
Nu știu că nu o să mai fac live. Asta este o filmare ocazională pe care o postez, pentru că da, știți și voi că nu prea postez clipuri filmate, de obicei fac live-uri cu jocuri sau da, altru cu diferite story games. Dar v-am zis că o să mai vină și ocazional filmări, de exemplu cu faze de genul sau poate pur și simplu că n-am eu chef. Deci da, dacă v-a plăcut acest match de Mastery 7 pe Mastery, de 50 de kg, nu uitați, stați acolo un like, un subscribe, un coment. Și noi ne auzim data viitoare la o filmare sau probabil live, nu știu exact când, pentru că știu că trebuie să fac și sezonul nou din DVD, să mă apuc de el, dar o să fac. O să vedeți oricum acolo notificare. În fine, mulțumesc pentru atenția acordată, eu am fost Alberto și ne auzim data viitoare. Salut!